Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Sunt Monica Tămaș și vă prezint titlurile acestei ediții. Modificarea regulamentului de colectare a gunoiului menajer aduce noi variante de plată. La 30 de ani de la Revoluție, eroul general Vasile Milea va fi comemorat la Lerești. Tricolorii de la greco-romane au revenit la Câmpul Lung. Luptătorii au tras din greu 3 săptămâni în munții Bucegi, la Piatra Arsă. Începând din acest an, contractul cu firma de colectare deșeuri menajere a suferit modificări importante. Cei care au case de vacanță în municipiul Câmpul Lung sau mai multe locuințe plătesc mai puțin. Per total, se va plăti nu pe numărul de persoane, ci în funcție de cantitatea totală de gunoi menajer depozitat. Conform noilor reglementări, Primăria Municipiului Câmpul Lung a modificat contractul cu firma care colectează deșeurile menajere din municipiu. Dacă până acum se plătea în funcție de numărul de locuitori, de acum factura va fi achitată de către administrația locală pe cantitatea de gunoi depozitată. În altă ordine de idei, cei care dețin case de vacanță vor plăti doar 3 luni pe an, iar cei care au mai multe locuințe vor fi taxați doar pentru locuința unde domiciliază. Cei care au domiciliu în Câmpul Lung și deci au reședința în Câmpul Lung, dar dețin mai multe proprietăți, plătesc o singură dată la proprietatea de domiciliu sau de reședință. Și în sensul ăsta, cu condiția să nu fie închiriate. Cum această hotărâre de modificare a regulamentului de colectare a gunoiului menajer a fost supusă aprobării Consiliului Local, o parte din consilieri au cerut explicații suplimentare. Lucian Ionescu a întrebat ce se întâmplă cu cei la care mașina de colectare nu ajunge. Acum plătim la cât gunoi aruncă. Deci dacă nu dă gunoi și nu-i colectează... Păi nu interesează ce diferit la urmă și dacă nu duce gunoi și nu predă gunoi, înseamnă că nu preia societatea respectivă. Și la cantitate e mai plătesc. Eu n-am ce să-i plătesc dacă nu preia de la urmă. Bun, deci la persoanele care nu ajunge la asta, ca să vă întreb. Nu ajunge mașina de gunoi, aceștia nu vor plăti taxă. Deci prima treabă este să-mi spună că nu ajunge acolo și va ajunge acolo. Că dacă nu ajunge acolo, înseamnă că el o aruncă undeva. Consilierii PNL au acuzat administrația locală că eliberarea certificatelor fiscale ar fi condiționată de plata taxei de gunoi. Iar dacă acest lucru este adevărat, primăria comite o ilegalitate. Dacă eliberarea certificatelor fiscale la persoane este condiționată de plata taxei de gunoi, care e o taxă specială pe care nu casează, nu sunt bani Consiliul Local. Deci fiind o taxă specială, ea este venit la bugetul public. Întrebat... Și certificatul fiscal, deci în momentul în care se emite certificatul fiscal, el iese da și nu. Cu această taxă. E condiționat. Îi dați, eliberați certificat fiscal dacă are datorii la bună, certificat fiscal se eliberează la cerere. Indiferent că are sau nu datorii. El poate să fie un certificat fiscal. Nu-i condiționat să plată sau nu-i condiționat să trebuie să plătească. Bine, vă aduc declarația dumneavoastră. Agența viitoare va aduce declarația noastră video. Da. Și când exact acolo stătea și a spus că nu îi vom condiționa pe oameni de plată acestei taxe, când am făcut regulamentul. Domnul Dani, să greșim. Așa a zis, nu? Greșiți în interpretare. Atenție! Greșiți în interpretare. Noi eliberăm certificate fiscale oricui și dacă are datorie. Dar noi eliberăm pe zero. Doamne, e obligat. Eliberăm certificate orice. Care e obligat de orice are nevoie la primărie Câmpul Lung, decât dacă își face contract la gunoi. Și dacă are și dacă n-are. Cu două abțineri, proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului pentru colectarea gunoiului menajer a trecut de plenul Consiliului. La fel ca celelalte instituții ale Ministerului de Interne și Inspectoratul de Poliție Argeș a prezentat bilanțul pe 2018. Activitatea polițiștilor s-a concentrat pe creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățenilor, precum și pe prevenirea și combaterea infracționalității organizate. În anul 2018, activitatea Inspectoratului de Poliție Argeș s-a concentrat pe îndeplinirea obiectivelor stabilite și a priorităților poliției române.
Printre acestea, în atenția polițiștilor argeșeni, s-au aflat creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră, prevenirea și combaterea infracționalității organizate, asigurarea climatului de legalitate prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Eforturile depuse de Inspectorat de Poliție Județean Argeș, împreună cu celelalte instituții abilitate, au dus la menținerea sub control a fenomenului infracțional, reușindu-se diminuarea criminalității în județ cu 0,43%. La nivelul IPJ Argeș s-au descoperit în flagrant un număr de 1606 infracțiuni, circa 50% dintre acestea de către structurile de ordine publică. Analiza principalelor genuri de infracțiuni relevă diminuarea infracționalităților de natură economică cu minus 20% și creșterea celor de natură judiciară plus 2,6%. Această ultimă categorie deținând și o pondere semnificativă din totalul celor sesizate, respectiv 62%. Infracțiunile de mare violență înregistrează o scădere cu 3 fapte față de anul trecut. Infracțiunile contra patrimoniului reprezintă 40,8% din totalul infracțiunilor sesizate și cresc față de anul anterior cu 1,9%. Trendul ascendent al faptelor penale contra patrimoniului este dat în principal de evoluția infracțiunilor de furt, care rămân cea mai frecventă infracțiune sesizată în județul Argeș și înregistrează o creștere de 10% comparativ cu anul 2017. În cursul anului 2018, infracțiunile comise în mediul stradal se mențin la nivel redus, reprezentând doar 2,54% din totalul infracțiunilor sesizate la nivelul inspectoratului. În ceea ce privește mediul rural, în mediul rural au fost sesizate cu 4,72% mai multe fapte penale față de anul anterior celui analizat. Din analiza infracțiunilor comise, rezultă că 37% din aceste infracțiuni contra patrimoniului sunt contra patrimoniului, 34% reprezintă infracțiuni contra persoanei, diferența constituind-o alte categorii de fapte penale. Furtul reprezintă în continuare una dintre cele mai frecvente infracțiuni sesizate în mediul rural și au crescut cu 9,3%. Majoritatea infracțiunilor de furt sesizate sunt cele din gospodării, curți ori anexe gospodărești, număr de 361, din locuințe 266, din auto 190, de păsări și animale 141. Pentru prevenirea acestor categorii de fapte este necesar să intensificăm activitățile de conștientizare a populației privind măsurile de autoprotecție. Bilanțul a fost prezentat în cadrul Colegiului Prefectural, unde au fost prezenți și primarii din județ. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș se vor implica și vor acționa în continuare pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente negative care pot afecta siguranța cetățenilor. În urma materialului apărut în jurnalul de știri Clar TV Muștel cu privire la șoferul care a produs un accident cu mașina inscripționată KLM, după care a plecat de la locul faptei, conducerea școlii de șoferi Muntenia Trans KLM a ținut să facă unele precizări. Mașina respectivă a fost vândută în urmă cu câțiva ani, iar actualul proprietar nu a îndepărtat însemnele școlii de șoferi KLM. Acesta nu este și nici nu a fost angajat al societății respective. Binecunoscuta școală de șoferi din Câmpul Lung, Muntenia Trans KLM, a ținut să facă precizări cu privire la șoferul care a produs accidentul din data de 30 ianuarie, anul curent, din fața sediului postului de televiziune Clar TV Muscel. Din convorbirea telefonică, managerul societății ne-a comunicat următoarele. În urmă cu mai mulți ani, societatea KLM Transmuntenia și-a reînnoit parcul auto, astfel că s-a decis vânzarea mai multor mașini inscripționate cu însemnele societății. Din câte se cunoaște la nivel de conducere, noii proprietari ai mașinilor au îndepărtat însemnele cu școala de șofer KLM. Respectivul șofer nu a fost și nici nu este angajat al societății Muntenia Trans KLM, ne-a declarat Cătălin Leca, directorul școlii de șoferi Muntenia Trans KLM. Se pare că actualul proprietar al mașinii care a produs accidentul de miercuri după amiază din fața postului nostru de televiziune a omis să îndepărteze însemnele școlii de șoferi și de aici s-a produs o confuzie regretabilă. Școala de șoferi Muntenia Trans KLM are instructori bine pregătiți din punct de vedere profesional, astfel că niciunul dintre aceștia nu ar fi procedat așa cum s-a întâmplat cu șoferul care a produs accidentul.
Toți absolvenții școlii de șofer Muntenia Trans-KLM sunt pregătiți să devină șoferi responsabili și prudenți pe drumurile publice. Stema Comunei Lărești se află în curs de aprobare. Aceasta va fi gata de ziua comunei și va fi prezentată locuitorilor de administrația locală. Anul acesta va fi un an bogat în manifestări culturale. Un eveniment deosebit va fi omagierea eroului general Vasile Milea la 30 de ani de la Revoluție. Anul acesta este un an bogat în evenimente culturale și sportive în Comuna Lărești. Primul va debuta chiar în această lună de Dragobete cu Balul Gospodarilor. Va urma Ziua Comunei, festivalul de film, dar și o serie de spectacole de teatru pentru copii și adulți oferite de trupa teatrului Alexandru Davila. Ca noutate la împlinirea 30 de ani de la Revoluție va fi omagiat printr-un moment deosebit fiul satului, nimeni altul decât eroul general Vasile Milea. După 23 februarie, duminica fiind 24 Dragobetele, cred că sâmbătă pe 23, la ora 18, să organizăm Balul Gospodarilor de sărbătoarea Dragobetelui. Intrarea liberă, dar condiționată de purtarea costumului popular. Și după aceea, anul acesta fiind împlinindu-se 30 de ani de la Revoluția din 1989 și având aici emblema noastră a Comunei Lărești, generalul Vasile Milea, în cadrul zilelor comune și festivalul covricului cu ou, să organizăm un eveniment dedicat generalului Vasile Milea. În curs de aprobare se află stema Comunei Lărești, care a trecut de Comisia de Heraldică și urmează avizul Ministerului Culturii. De Ziua Comunei, care va fi în preajma Rusaliilor, stema va fi prezentată locuitorilor și invitaților. Este proiectată și este la Comisia de Heraldică, ne-a dat înapoi că mai trebuia niște modificări. Sper până la ziua localității să o avem, să o putem arăta locuitorilor. Trebuie aprobată prin hotărâre de Consiliu și mai ales prin hotărâre de Guvern și trebuie respectate acolo niște norme. Tot în acest an, Comuna Lărești se va înfrăți cu o localitate din Republica Moldova. Primarul caută oportunități pentru a se înfrăți și cu alte localități din Uniunea Europeană. Vorba de Comuna Mingir, se numește. Avem acordul Consiliului Local al Comunei Mingir, acordul Consiliului Local al Comunei Lărești. Am trimis procedura, așa spune, am trimis la Ministerul Dezvoltării Regionale și la Ministerul Afacerilor Externe acel protocol care l-am avut noi standard, dar care trebuie modificat și adaptat cerințelor. În privința activității sportive, administrația locală a încheiat lucrările la stadionul echipei de fotbal, iar ca și noutate, se lucrează la studiul de fezabilitate pentru construirea unei săli de sport. Sunt în studiu, în căutări, să găsim un teren pentru... Am găsit o oportunitate prin Compania Națională de Investiții de a realiza și în rest o sală de sport. Avem un teren aici în spate la stadion, din păcate deocamdată este mai mult de 3 sferturi, este în extravilan. Pugul avem în reactualizare și sperăm anul acesta, eu credeam că de anul trecut, dar când am zis că am ajuns la capătul drumului, stați că mai e încă o etapă de urmat. Să introducem și zona aceea în intravilan pentru a putea preda Companiei Naționale de Investiții terenul și să demarăm și acolo un proiect pentru o sală de sport. Astăzi s-au întrunit toți factorii implicați în activitățile culturale de pe raza Comunei Lărești pentru a pune la punct programul activităților culturale și sportive pe anul 2019. Lotul olimpic de lupte greco-romane s-a întors cu bine după 3 săptămâni de cantonament la Piatra Arsă, pe platoul Munților Bucegi. Luptătorii de la Under 23 au plecat la Nice, în Franța, acolo unde vor participa la un puternic turneu internațional. Iar seniorii se pregătesc la Câmpul Lung, unde își au cartierul general loturile olimpice de greco-romane. Sportivii tricolori ai loturilor olimpice de greco-romane, senior și Under 23, au încheiat cu bine pregătirea centralizată de la Piatra Arsă din Munții Bucegi și au revenit joi seara la Câmpul Lung. Timp de 3 săptămâni, Mihus și compania s-au pregătit temeinic pe crestele munților înzăpezite, dar și în sala de forță sau pe salteaua de întrecere, în vederea competițiilor majore la care vor participa. Peste o lună de zile, sportivii tricolori Under 23 se vor lupta pentru medaliile puse în joc la campionatele europene de la Novi Sad din Serbia. Tocmai de aceea, cei 5 sportivi tricolori
care vor reprezenta România la Europeanul din Serbia, se află în Franța, la Nice, acolo unde duminică vor participa la un puternic turneu internațional. Toți băieții s-au prezentat exemplar, au muncit, ceea ce se vor vedea în următoarele competiții internaționale. Bineînțeles că inevitabil avem și câteva accidentări, nu foarte grave, dar le vom trata la noi la Câmpul Lung, fizioterapie și ce mai trebuie, domnul doctor Nistor o să îi vadă asta și o să decide ce trebuie făcut. În continuare avem luna aceasta, februarie, la Câmpul Lung, o să avem concursul din plin pentru lotul de U23. O să avem două concursuri. Deja sunt în Franța în acest moment 5 sportivi. Ieri au plecat Petre Cărare cu Maria Vlad și Tița Florin. Din cauza condițiilor meteorologice, încă 3 sportivi n-au putut să ajungă ieri dimineață la aeroport. În schimb, s-au luat bilete pentru astăzi, pentru că el s-a putut evada, s-a putut evada cu ghilimele din Piatra Rasă și azi la ora 6:30 a avut avion către Franța, Nice. Astăzi a plecat Beri Lenard, Horătău Teodor și Arnaut Răzvan. Avem 5 sportivi acolo, trebuia să ducă și Ojug Nicu, dar din păcate el s-a reaccidentat la piciorul acela care s-a lovit la mondiale. Nu este foarte grav, dar mai bine renunțăm la un concurs, să-l avem apt pentru campionatul european de seniorul 23, care va fi la începutul lunii martie. Sportivii tricolori din lotul de seniori se vor pregăti pe plan local la Câmpul Lung până joi, atunci când vor pleca la un turneu de pregătire. Până la debutul campionatelor europene de seniori de la București mai sunt exact 2 luni, iar antrenorul Anton Arghira speră ca la competiția continentală tricolorii să atingă forma de vârf maximă pentru a se lupta cu succes pentru medaliile puse în joc. Lotul de seniori sunt prezenți în pregătire. Avem săptămâna viitoare cu toți sportivii vom participa. U23 vor pleca în Bulgaria, iar eu cu seniorii vor pleca în Croația. 2 turnee în același timp, în care vor pleca toți sportivii. Luna aceasta, cum am spus, este plină de turnee. Va ajuta la pregătirea noastră. Antrenamente vom face printre picături câte 3-4 zile. Urmează campionatul european la începutul lunii martie și sperăm să ne prezentăm frumos să spargem gheața. Deci tineretul vor trebui să spargă gheața, cum vor merge ei, ceilalți se vor simți încurajați să le urmeze exemplu. Deci exemplu trebuie să fie pozitiv. Peste o lună campionatul european de senior la București. Bineînțeles că urmează în aprilie la București campionatul european de seniori. Eu am încredere în ei, ei în mine și împreună o duce bine. Și dumneavoastră, televiziunea Clar TV. România trebuie să-și apere titlurile europene cucerite anul trecut de Mihai Mihuț, atât la seniori cât și la Under 23. Sportivii lotului de greco-romane nu vor uita prea curând cantonamentul de la Piatra Arsă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Luptătorii tricolori, împreună cu întreg staful tehnic, au coborât cu greu în Sinaia, ajutați de echipa salvamontului. Au ajuns cu bine la destinație și după un astfel de antrenament, cu siguranță sunt pregătiți pentru competițiile majore la care vor participa. Sportivii tricolori de lupte greco-romane și-au terminat stagiul de pregătire centralizat de la Piatra Arsă din Munții Bucegi, miercuri, iar o zi mai târziu au avut programată plecarea spre Sinaia. Surpriză însă, stratul gros de zăpadă așternut pe crestele munților Bucegi le-a pus mari probleme sportivilor. O zi cu vânt, ceață. Problema principală a fost deplasarea de la Piatra Arsă către cota 2000, pentru că în acea depresiune, platoul Bucegi, erau condiții nefavorabile. Problema n-ar fi fost pentru noi lotul de lupte greco-romane tineret și seniori, pentru că sunt băieți vânjoși, antrenați și n-ar fi fost probleme. Dar am avut cu noi lotul de junioare la judo. Și fetele sunt fete, sunt mai micuțe, junioare, 15-16 ani. Am organizat deplasarea știind că sunt probleme cu vremea. Am pus un băiat, o fată, au mers în grup.
Salvamontul este necesar în platoul Bucegi. Acolo, acum poate să fie soare, în 10 minute poate să fie ceață, ploaie, soare, depinde de anul timp. Ei și-au făcut datoria, ne-au așteptat sub furnica, au preluat fetele care deja le dusese sânile și nu puteau să rămână singure până mai făceau un drum, nu puteau să rămână singure, ei au fost foarte amabili, au coborât pe ultimul versant, este o pantă foarte abruptă, și de vreo 300 de metri. Ei au coborât pe acest versant și au preluat fetele câte una și le-a dus sus, în siguranță, la cota 2000. Sportivii au fost conduși la cota 2000 și de acolo au coborât pe jos până la cota 1400, însoțiți de 4 salvamontiști. Gondola nu a funcționat din cauza chiciurei care s-a depus pe cabluri, iar coborârea cu utilajele cu șenile s-a considerat periculoasă în această perioadă din cauza stratului de zăpadă instabil. Echipa de volei băieți a Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu, care activează în campionatul național rezervat juniorilor, se va deplasa duminică în capitală, în vederea confruntării cu echipa secundă a liderului seriei, CTF Mihai I București. Chiar dacă cele două formații se află în subsolul clasamentului, gazdele sunt cotate cu prima șansă la victorie. Campionatul național de volei regulat, rezervat juniorilor, se apropie de final. Echipa Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu se va deplasa duminică în capitală în vederea susținerii jocului din cadrul etapei a 8-a în compania formației secunde a Colegiului Tehnic Mihai I. Bucureștenii ocupă înaintea confruntării cu echipa pregătită de profesorul Viorel Caramelea poziția a 4-a în clasamentul Seriei B cu 7 puncte, cu 5 mai multe decât mușcelenii, care ocupă ultimul loc. Etapa trecută CTF Mihai I București a pierdut la limită 3-2 partida din deplasare cu Dinamo, pe când CSS din Nicu Golescu a pierdut clar 0-3 confruntarea de acasă cu prima echipă a feroviarilor, care este lider incontestabil al seriei. CSS din Nicu Golescu va sta etapa viitoare, urmând ca exact peste o lună de zile să evolueze pe teren propriu în compania formației Dinamo București în ultimul joc din actuala stagiune competițională. Mâine, în județul Argeș, vremea va fi destul de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 13 grade Celsius. În partea de nord a județului vor fi înregistrate valori ce vor varia între 9 și 13 grade. La Dărmănești, la Mușetești și la Vlădești vor fi până la 11 grade. La Domnești și la Corbi vor fi 10 grade, iar la Câmpul Lung 9. Și în partea de sud va fi destul de cald, cerul va fi senin, iar termometrele vor înregistra până la 11-12 grade Celsius. La Pitești, de asemenea, vremea va fi frumoasă și caldă, termometrele vor înregistra până la 12 grade. Și în Dâmbovița, vremea va fi frumoasă, termometrele vor înregistra până la 14 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult senin. În partea de nord a județului vor fi înregistrate valori ce vor varia între 8 și 11 grade Celsius, iar în sud vor fi înregistrate până la 14 grade, la Vișina, la Corbi Mari și la Găiești. La Titu vor fi până la 13 grade, la Târgoviște de asemenea maxime de până la 13 grade Celsius. La noapte va fi destul de cald, vor fi înregistrate temperaturi pozitive. Acestea vor ajunge până în jurul valorilor de 1, poate chiar 2 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat. Mâine cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 9 grade Celsius. Duminică vor fi până la 13 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult senin. Nici luni nu va fi o zi pe care să o regretăm din punct de vedere meteorologic. Cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 14 grade, chiar foarte cald pentru această perioadă. Acestea sunt momentan informațiile, ne revedem luni! Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Mușcelan. Vă doresc vizionare plăcută și un weekend frumos!